trecător. Personalitățile care au decis soarta Marelui Război de întregire, membrii misiunei militare franceze conduși de generalul Berthelot, care, pe frontul român, au transformat o armată distrusă într-o forță combatantă solidă, capabilă, în bătăliile cruciale de la Mărășești, Mărăști și Oituz, să obțină singura victorie a Antantei împotriva puterilor centrale. Henri Mathias Berthelot a lucrat și cu aliații și cu adversarii și, așa cum spunea marele său biograf Glenn Torrey, a devenit și a rămas un erou de prim rang. Țăranii simpli așează portretul lui taica Berthelot alături de sfintele icoane. Numele său e pomenit în cântece de luptă. A comandat din umbră, cu o mână fermă și pricepută, armata română și a adus-o la biruință. Berthelot, prin faptele sale, a reușit să întruchipeze într-o singură persoană două idealuri. Idealul francez, firesc, și idealul românesc, pe care a contribuit să le ducă la izbândă. S-a născut într-o familie modestă, a unui capitan de jandarmi, într-o zi de decembrie, 7 decembrie 1861. Deci avea 55 de ani în momentul în care, pe 15 octombrie 1916, pășea pe pământul românesc, fiind primit a doua zi la gara Periș de oficialitățile române, în frunte cu regele Ferdinand. Era un personaj deja bine cunoscut, fusese în ultima parte dinaintea războiului, fusese un apropiat colaborator al celui care avea să devină mareșalul Joffre și contribuise în mod substanțial la fundamentarea planului francez de război, cunoscutul Plan XVII. Iată omul ales care întrunea calități care aveau la bază originea sa socială de țăran din Burgundia, jovial și în același timp încăpățânat, insistent și foarte optimist. Aceste trăsături de caracter ale generalului Henri Mathias Berthelot aveau să-l propulseze în inima nu numai a soldaților români, în inima poporului român, devenind un personaj de legendă. Iată cum îl caracterizează și îmi permit să citesc dintr-un document de epocă contemporanii săi. Un ansamblu excepțional de cunoștințe de stat major unite cu practica războiului modern. Iar un altul, citesc din nou, tot dintr-un document de epocă, pentru a-l avea și în înfățișarea sa fizică. O namilă de om, atât de înalt, încât nu se băga de seamă cât de gros, cât de puternic era, încât înălțimea sa părea mai mică decât era în realitate. În proporție cu talia sa, era și pofta sa de mâncare neegalată, după cunoștința mea. Este vorba de generalul Radu Rosetti, unul din eroii noștri din Primul Război Mondial. Ca să amintim numai de episodul de la Răzoare, spunea: după cunoștința mea, doar generalul Moșoiu, faimosul ofițer român, unul din comandanții armatei române care aveau să înfrângă visul de expansiune bolșevic în 1919, un cap mare, rotund, cu ochii albaștri și un mic barbișon completau înfățișarea sa. Atât mâinile cât și labele picioarelor erau foarte mari. era înzestrat cu o memorie fenomenală și o judecată rece. Muncitor, era de o meticulozitate deosebită și cerea preciziune de toate. Ăsta era omul care venea în fruntea unei echipe franceze de ofițeri, soldați, misiune sanitară, aeronautică, într-un moment de cumpănă al războiului nostru de întregire. Un moment în care Franța, aliata care dorise cel mai mult intrarea României în război, îl desemnase ca să conducă un efort de, nu de supraviețuire, ci de victorie. Altfel spus, țăranul din el, școlit cu rezultate excepționale, inclusiv faimoasa Academie de la Saint-Cyr, și care trecuse prin periplurile vieții sale din Algeria în Vietnam și apoi din nou în Franța, venea să-și aducă experiența, determinarea sa și să îndeplinească o misiune pe care o încredințase statul francez. Dar de la îndeplinirea acestei misiuni, ordinele sunt precise, avem documentele care vorbesc de acest lucru, până la cunoașterea, înțelegerea, apropierea de soldatul român, de poporul român, avea să fie o cale. Unii îi spun, el s-a purtat ca reprezentant al unei mari puteri. Sunt unele caracterizări foarte puține care menționează acest lucru și la unii din ofițerii francezi. Dar în furnalul bătăliilor, în care azi erai, mâine nu erai, era lupta între viață și moarte și supraviețuire în fața celei mai formidabile mașini de război a puterilor centrale în frunte cu armata germană, el avea să cunoască și sufletul, și ofurile, și modul de a se comporta al soldatului român. Altfel nu ne putem explica cum, după o înfrângere, în urma unei rezistențe care nu este suficient de bine pusă în valoare și admisă, fac o paranteză, generalul Ludendorff, mâna dreaptă a lui Hindenburg, avea să spună, deși învingători, în decembrie, după bătălia de la București și ocuparea capitalei noastre, noi eram mai slăbiți. Nu putuse fi înfrântă România. Iar apoi, grație acestei prezențe formidabile, avea să se cimenteze, poate pentru prima dată, apropierea reală între francezi și români. Pentru că până atunci, și cunoaștem foarte bine, istoria modernă a României a adus elitele în prim plan, contactele, școlile din Franța, ideile revoluționare, pornind generația pașoptistă și până la Marele Război. Dar popoarele nu se cunoscuseră, nu se apreciaseră. Trăind în mijlocul lor, în furtunile de la epidemiile teribile, în ghețul nesfârșit, spune un cronicar al vremii, un martor mai degrabă, aruncai apa din găleată și până să ajungă jos îngheța. Au fost vremuri de restriște în care francezii în frunte cu Berthelot s-au apropiat de soldatul român. Ne-au apărat cauza. La 19 septembrie 1916, Berthelot a primit un telefon de la superiorul său, generalul Fayol, care îl informa că a fost numit la șefia misiunii militare franceze ce urma să fie trimisă în România. Această mică națiune de origine latină, spunea Glenn Torrey, intrase în război cu mai puțin de o lună înainte, la îndemnurile aliaților, în special ale Franței. Dar deja lucrurile mergeau rău. Înconjurată de dușmani și fără legături cu aliații săi, armata română, admirabil dezorganizată, cum spunea Berthelot, deja începuse să simtă gustul înfrângerii. Cu perspective sumbre și cu panica deja în curs de a se instala, era clar că românii aveau nevoie de ajutorul cuiva cu abilitățile generalului Berthelot. Prim-ministru Brătianu, alarmat de înfrângerile militare de început, a recunoscut că avea nevoie de consiliere din partea cuiva cu experiență și, desigur, în așteptarea unui contingent rus care venea să lupte pe pământ românesc, influența franceză trebuia maximizată. El a cerut în mod expres o misiune militară franceză în România. Francezii au vehiculat mai multe nume de general, dar a fost ales Berthelot persoana ideală pentru această poziție. Cine era Berthelot? S-a născut la 7 decembrie 1861 la Fère, în regiunea Loire. Tatăl său era capitan de jandarmi. Berthelot a intrat la Saint-Cyr în 1881 și la absolvire era sublocotenent de infanterie și a început cariera militară în colonii, în Algeria și în Indochina. A colindat toată lumea. A urmat cursurile școlii superioare de război, fiind repartizat la statul major general. Nu s-a căsătorit niciodată, în schimb s-a îngrijit de fiul fratelui său, frate care a murit de tânăr. În cariera lui, generalul Joffre îi recunoștea impresionanta forță de argumentare și inteligența de primă mână. Istoria a mai adăugat acestor calități și optimismul său revigorant, care s-a făcut prezent în cele mai negre momente din campania românească. De altfel, la plecarea în România i s-a spus: misiunea dumneavoastră acolo va fi ceea ce veți ști să o faceți. Rusia nu va privi cu ochi buni sosirea dumneavoastră acolo. Cât despre români, rolul de consilier al regelui este întotdeauna destul de delicat, trebuie înainte de toate să le câștigați încrederea și inimile. Înfrângerile din anul 1916 au amenințat existența armatei române și chiar a țării. Bucureștiul și o mare parte din teritoriu aveau să fie ocupate de trupele puterilor centrale. Autoritățile, Casa Regală, guvernul s-au retras la Iași împreună cu contingente ale armatei și sute de refugiați. În jurnalul său și mai ales în scrisorile către cumnata sa, Louise, generalul Berthelot, odată ajuns la Iași, notează: am găsit oamenii destul de deprimați din pricina înfrângerilor suferite de armata română și sunt obligat să le ridic puțin moralul, dar toată lumea cam uită proverbul „ajută-te singur și cerul te va ajuta” și strigă după ajutor în toate părțile. Mă privesc ca pe un salvator, când primul lucru pe care l-au de făcut este să se desmeticească. Memoriile și corespondența din anii 1916-1919 au fost republicate după ediția Glenn Torrey de editura militară în anul 2015. Jurnalul ne oferă mărturii impresionante despre strategia rezistenței. Trebuie schimbată starea de spirit și ridicat moralul oamenilor, sunt primele concluzii ale generalului. Soarta războiului ține de voința de a nu se recunoaște învinși. Trebuie ca trupele să reziste pe loc și să aștepte momentul pentru a ataca din nou. Granițele trebuie apărate cu orice preț. Misiunea militară franceză ajunge la Iași la ora 11 seara. Pe peron mulțimea aclamă Franța, se cântă Marseieza. Primarul orașului le urează bun venit, înconjurat de notabilități, de doamne și de foarte mulți ostași. Sunt bombardați cu flori. Cu un tren special se pleacă în miezul nopții într-un vagon-salon plin cu flori spre gara Periș, unde sunt așteptați de regele Ferdinand și de prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, și de aici la București. Încă de la primele contacte, generalul simte că în aer plutesc îngrijorarea, neliniștea, depresia. Se mulțumește să spună că războiul cere sacrificii, încredere și credință, iar din partea comandanților voința de a învinge. Acest ordin de misiune succint conținea câteva indicații de principiu pe care i le-a dat Joffre, care era atunci generalisimul armatei franceze și pe care Berthelot îl cunoștea destul de bine, fiindcă lucrase sub comanda sa în 1914, în timpul primei bătălii de la Marna. Ordinul conținea precizările, erau succinte și îi dădeau o mare libertate de acțiune lui Berthelot pe câteva principii generale. Se ducea în România ca să susțină armata română, participarea ei la război, performanțele ei, să reprezinte, să fie atent la ce se întâmplă în relația cu rușii și să încerce să semene încredere în rândul românilor față de această cooperare cu Franța. Nu erau foarte multe lucruri menționate acolo, a fost și spre mirarea lui Berthelot. În schimb, Joffre, care îl cunoștea destul de bine pe Berthelot, a precizat că are libertatea să umple cu ceea ce dorește el aceste precizări. Și lucrul ăsta s-a și întâmplat foarte curând. El a plecat spre România, urmând o rută ocolitoare datorită situației fronturilor de atunci. A plecat prin Anglia, a trecut în Norvegia, de acolo a luat-o cu trenul și a descins prima oară în Rusia. Acolo s-a întâlnit, a avut prima și celebra întâlnire cu generalul Alexeev, care era șeful stafcăi, asta era statul major imperial, în care Alexeev a făcut celebra precizare: spuneți-le românilor că România nu se apără acolo unde se aflau ei dispuși, ci se apără pe Siret. Neîncrederea care oricum o avea de la plecarea din Franța în aliatul rus a fost accentuată, neîncrederea lui Berthelot, de aceste prime întâlniri. Să spunem că înainte ca Berthelot să ajungă în Rusia, la Moghilev, la Stavka, rușii luaseră deja măsurile de contracarare a ceea ce îi considerau un pericol în relația lor cu românii. Vedeți, din punct de vedere al constituirii frontului din România și al dispunerii geografice și din toate punctele de vedere, era mai normal ca prima misiune sau rolul primordial într-o relație de cooperare militară să-l ocupe rușii. Dar era exact ceea ce românii, în frunte cu Brătianu, cu regele, nu doreau. Ori rușii au resimțit acest lucru corect din acest punct de vedere, acest mesaj. Și ca măsură de contracarare au constituit imediat o misiune militară condusă de un general, generalul Beliaev, un general de bună valoare, care fusese șeful statului major și care ulterior, în 1917, va fi ultimul ministru de război al Imperiului Țarist, va sfârși împușcat de bolșevici. Acest Beliaev, când ajunge la București, în prima întrunire care o are cu membrii misiunii sale, spune destul de clar că nu are absolut nicio intenție, nu are niciun fel de importanță modul în care vor conlucra sau îi vor consilia pe români. Singurul lucru care este important pentru misiunea sa este să contracaleze influența lui Berthelot. Sub aceste auspicii, Berthelot ajunge în România la mijlocul lunii octombrie, este întâmpinat de Brătianu și imediat îi se face oferta de a deveni șeful statului major general al armatei române. Nici mai mult, nici mai puțin. Iulie 1917, armata română cu 700.000 de ostași preia marea luptă eliberatoare. În corespondența sa, generalul Berthelot notează: În tabera noastră, operațiile militare par să se așeze, nu pentru că nemții ar înceta să atace, ci pentru că românii se apără bine și reușesc contraatacuri care arată întregii germănimi că românii nu îi vor lăsa să treacă prin fața lor fără să le pună piedică. Am primit o telegramă de la ministrul nostru de război, felicitările armatei franceze adresate armatei române pentru remarcabilele sale acțiuni la Mărăști, Mărășești, Cireșoaia. Le voi comunica lui Prezan. Generalul Eremia Grigorescu își exprimă și el recunoștința pentru serviciile aduse armatei române de misiunea militară franceză. Astfel, România a salvat frontul de est când Rusia intrase în război civil într-o adevărată stare de anarhie. Cităm din corespondența generalului, 9 septembrie 1917. Am avut plăcerea de a primi o telegramă din partea ministrului francez de război, prin care m-a anunțat că va cita pe ordin de zi personalul misiunii franceze cu aprecieri elogioase pentru toți oamenii mei și pe mine însumi. Aceasta îmi dă dreptul să adaug a treia ramură de palmier crucii mele de război, dar această recompensare le-a făcut mare plăcere și ofițerilor care s-au implicat serios în operațiile din ultimele 6 săptămâni și ale căror eforturi merită pe bună dreptate să fie apreciate în Franța. Și totuși, la Buftea, în martie 1918, se încheie o pace umilitoare pentru români. Corespondența lui cu autoritățile franceze, guvernul francez din această perioadă, pentru că au fost încercări la un moment dat să le elimine, chiar francezii, nu noi, din conducerea acestei misiuni, spunând România e terminată, hai să vedem. Pe de altă parte, aliatul puternic, cei 1 milion de militari ruși aflați pe frontul român, încercau să le elimine, pentru că el era și un observator și un factor de consiliere al autorităților române, de a da încredere că se poate totuși, putem renaște. Și miracolul românesc avea să se producă grație muncii acestea răbdătoare, încrederii pe care el a avut în un proces care a însemnat reorganizarea armatei române și care a dus la marile victorii din vara lui 1917, de fapt, unicile și realele victorii ale întregii coaliții ale Antantei. Astfel încât, la întrebarea pe care mi-ați spus-o, trebuie răspuns respicat, da, el a pornit ca un reprezentant al marii puteri care era Franța și a devenit un partizan și un apărător al obiectivelor României, pentru că a reușit să ne înțeleagă sufletul. Spunea el într-un raport, în perioada când alții îl căutau să le elimine de pe frontul român, chiar francezi, singurul punct luminos în acest moment este frontul român și armata română, care va rezista. Iar vizita ministrului socialist al armamentului, faimosul Albert Thomas, care avea să conducă Organizația Mondială a Muncii după terminarea războiului, este martor la această miraculoasă reînviere. La toate aceste momente, cu masivitatea sa, cu optimismul său robust, cu apropierea de comandamentul român, dar și de soldatul român, Berthelot intra deja în legendă. Iar statul francez, care încercase la un moment dat chiar să-l scoată de pe funcție, la presiunile și ale rușilor, avea să-i o confere în alte ordine, a legione de onor, și în același timp să-i încredințeze, să-i întărească poziția în raporturile, chiar în ajunul marilor bătălii hotărătoare. Fără această contribuție care a dus prin victoriile la pasul decisiv, la Marea Unire din anul următor, nu avea să fie apreciat totdeauna. Timpurile s-au schimbat, dar legendele nu dispar. Avem nevoie de aceste legende pentru că sunt și simboluri. Simboluri a unei tenacități umane, indiferent de originile sale, omul poate proba prin caracter, prin fapte, că merită să trăiască pe acest pământ. Iar Berthelot merită toate acestea cu prisosință. Capitularea iminentă a Germaniei a făcut ca noiembrie 1918 armata română să fie remobilizată pentru eliberarea teritoriului național și pentru așteptata reîntregire. Berthelot, în a doua sa misiune în România, lansează românilor o emoționantă chemare la arme în momentul în care trupele franceze traversau Dunărea și el era comandantul armatei aliate de Dunăre. La arme români, trupele franceze trec astăzi Dunărea pentru a vă ajuta să vă eliberați din jugul sub care dușmanul dorea să vă înrobească. Soldați, fie ca batalioanele voastre să vină să se unească cu ale noastre. Țărani, luați-vă furcile și seceile și ridicați-vă împotriva invadatorului. La arme, aceasta este chemarea patriei române pentru care ați suferit. Este chemarea suveranului vostru care a sacrificat totul pentru măreția României. În sfârșit, acesta este strigătul fiilor și fraților voștri căzuți vitejește pe câmpurile de bătălie de la Oituz și Mărășești. Și mâine veți putea vedea drapelul britanic și drapelul tricolor al Franței fluturând alături de drapelul vostru în adierea victoriei și a libertății. Sus, frați români, și înainte spre dușman. Cuvinte înălțătoare, pline de vibrație patriotică. La 30 noiembrie 1918, Berthelot a ajuns la București. A doua zi, pe 1 decembrie, a luat parte la reintrarea oficială a regelui și a reginei în capitala eliberată. Este un moment de neuitat. După atâtea sacrificii, perspectivele pentru o Românie mare se adevereau. Berthelot și trupele aliate au fost primiți ca eliberatori. La 1 decembrie, populația românească din Transilvania și-a declarat autonomia față de Ungaria și unirea cu România. Românii acuzau abuzurile la care erau supuși compatrioții lor, iar creșterea agitațiilor bolșevice justifica extinderea ocupației românești spre vest. La 15 decembrie, Berthelot și-a dat acordul pentru o înaintare limitată a românilor până la Cluj și Baia Mare, până când vor ajunge acolo trupele franceze pentru menținerea ordinei. Mi-aș permite să mai amintesc un lucru, care nu este secundar. El a câștigat inima regelui și reginei României. Citiți, recitiți paginile despre el în însemnările acestei formidabile regine pe care România a avut șansa să o aibă și care o străină ne-a înțeles sufletul și s-a apropiat mai mult poate decât mulți dintre autohtoni. Și în același timp să vedeți că grație acestui sprijin și grație tenacității sale, decizia forului române de a rezista, de a rămâne pe solul natal, indiferent ce s-ar întâmpla, Berthelot a avut o contribuție decisivă. De-au vrut să le elimine rușii din preajma regelui. El era consilierul personal. De-aia au vrut să-l îndepărteze prin mijloace diplomatice, de tot felul, inclusiv atașatul militar, generalul Janin de la Petrograd, a încercat să determine acesta. Sub influența recentă au apărut memoriile lui Janin și se poate observa această insistențe. Avem zeci de documente care vorbesc. El a găsit tăria, pentru că era un observator ce se întâmpla pe frontul român și în același timp înțelegea că trebuie să rămânem aici. Era interesul nu numai al României, pentru că el era reprezentantul Franței. Era interesul Franței să prelungească această existență a frontului român, punct important în cadrul frontului oriental, până ce americanii veneau în Europa. Lucrul ăsta s-a întâmplat de-abia în 1918. Iată semnificația contribuției sale și a României la acest mare război, care avea să aducă succesele din 1918. Până la moartea sa, Berthelot a menținut legături strânse cu cea de-a doua patrie. Aproape în fiecare an toamna venea la Hațeg. În 1922, guvernul român i-a donat generalului o suprafață mare de teren la Fărcă din lângă Hunedoara. Țăranii care îl iubeau mult au schimbat numele satului lor, Fărcădinul de Jos, în Generalul Berthelot. În 5 iunie 1926, generalul este ales membru onorific al Academiei Române. De altfel, proprietatea sa din România a fost donată Academiei Române cu scopul de a stabili burse de studiu pentru militarii care vor să se pregătească în Franța. În perioada comunistă aici era sediul IAS-ului, IAS Unirea, sediul zonal. Peste drum de clădirea aceasta, vedeți și acum că sunt fostele grajduri ale IAS-ului unde erau animale. Din 96-97 IAS-ul s-a desfințat, practic clădirea rămăsese cam a nimănui. Se știa că este patrimoniul Academiei Române, dar nimeni nu s-a ocupat de ea până în 2008-2009. Având în centrul comunei și Academia Română și dincolo avem Universitatea București cu un sediu, mi-a fost de mare ajutor, în primul rând, pentru accesarea fondurilor europene. Fiind o comunitate mică, era mai greoi pentru mine să realizez accesarea lor. Și faptul, nu numai pentru comunitatea noastră, pentru țara Hațegului, că este un centru de dezvoltare, de cercetare pentru biodiversitate, pentru păstrarea a ceea ce avem natural și pentru păstrarea florei și a faunei din zone, este un mare, mare avantaj pentru zona țării Hațegului. Se fac studii de cercetare pentru culturile din zonă, deci pe oamenii care se ocupă de agricultură, este mare avantaj că au niște sfaturi pertinente, sfaturi date de oameni de specialitate, pentru cultivarea sorului, pentru grijirea sorilor în zonă. Copil fiind, îmi povesteau bunicii mei, am prins când am fost primar, mai oameni în vârstă care, din păcate, astăzi nu mai sunt, decât foarte rar au mai rămas, care au avut, fiind copii, fiind ei, la acea dată, contact cu prezența generalului Berthelot în comună sau avantajele care le-au avut familiile lor datorită prezenței generalului Berthelot. Pentru că el n-a profitat, să zic așa, material foarte mult de ceea ce a avut de comuna generală Berthelot, adică în jur la 100 de hectare de teren, pentru că a fost un om, cum să vă spun, astăzi ar fi putut forma un ONG pentru ajutorarea celor nevoiași. Tot ce a avut el, dealurile cu vii, cu pomi, le-a repartizat oamenilor săraci să le lucreze, să le întrețină. O parte din ceea ce produceau le dădeau oamenilor. Deci pentru oameni a fost un trimis al lui Dumnezeu, să zic așa. Frumosul conac din Hațeg, distrus în vremea regimului comunist, a fost refăcut cu sprijin norvegian și astăzi ajută la dezvoltarea comunității. Grație eforturilor acestei primărițe destoinice, comuna se mândrește cu domeniul Berthelot. Ea a reușit cu fonduri europene să salveze de la ruină Casa Generalului. Oamenii își amintesc și azi cât de bun român era statuarul general. Generos cu oamenii, iubitor de tradițiile românești și, așa cum a fost și în război, cunoscător al sufletului național. Iubiți-vă soldații, le spunea ofițeilor, așa cum aici, la Hațeg, își iubea țăranii și le respecta drepturile. Povestea că a venit generalul și i-a dus pe toți să vină aici să-i prezinte, să-i vorbească. Cum era bă, timpul, i-a dus aici, au pregătit masă festivă, cum era atunci, mâncare, bieții săraci, că n-au că de mâncare, au venit multă lume. Și era muzică, era venit multă lume și l-au prezentat și le-a spus că tot se va schimba. Nu mai va fi cum a fost odată și se va schimba. Și nu a mințit, știți? Nu a mințit deloc. Între timp, a început să le dea la oameni să lucreze pământului. Și îi plătea nu ca pe sclav. Îi plătea cum trebuia să plătească pe vremea aia. Și au dispărut zilele de clacă. Știți că la baron trebuia să facă clacă. Nu știu câte zile pe săptămână trebuia să lucreze gratis. Și tot felul de plocone trebuia să vină la ei, care cât de cât aveau din satele astea de pe aici. Și a dispărut asta. Nu mai trebuia să vină cu ploconele alea. Le-a dat de lucru și cât a stat aici, toată duminica i-a ducea aici, în fața castelului, cu muzică și cu mâncare și dansau și jucau aici la asta. El n-a prestat aici, avea un administrator și el a fost, că i-a spus de la început, zicea unchiul ăsta meu, să nu-ți bagi joc de oameni și cât poți să-i ajuți și să vezi la săraci, să le dai de lucru, dar să nu tragi pelea de pe ei, cum zicea atunci. Și a mers bine. El urma, îi plăcea din satele din oamenii săraci să-i ducă, care erau mai deștepți, cât de cât să-i ducă la școală. Să-i ducă la școală și să-i trimite la școală în armată, cum era el, militar. Și încă a lăsat testament, dar nu spune nimeni de treaba asta că a lăsat testament, toți cu carte din zona aici a generalului Berthelot să fie trimis din avutul Academiei de aici, după ce le-a dat-o la Academie ăștia. Că el le-a dat-o la Academia Română, dar la Academia Militară, nu la Academia Civilă. Și, dar nu s-a ținut nimeni Au fost mulți, dar nu i-a dat nimeni să-i cotizeze cu ceva din veniturile de aici. Pe urmă, venirea comuniștii, n-a mai ținut nimeni cont de ce a zis generalul Berthelot. Toată lumea îl lăuda pe generalul a plecat. Cine mai făcea să dea gratis și pământul și tot, în jur de 80 de hectare peste apă și tot a dat la Academie. Exista un singur general român care avea aceeași cotă de popularitate. Ieremia? Nu. Nu? Alexandru Averescu. Dacă vreți, pentru un asemenea sondaj de opinie, bătălia se dădea între taica Averescu și taica Berthelot. Că românii l-au adoptat pe Berthelot, ostașii români, și au zis taica Berthelot. În fine, luând în considerare și proporțiile sale, i-au spus taica Burtălău, dar era un semn de simpatie. Chiar Berthelot se amuză la faptul, scrie într-o scrisoare către cumnata sa Luis, că un român mai hâtru a spus că, în mod evident, francezii sunt cei mai buni prieteni ai românilor, pentru că atunci când trec prin sate, nu-i latră câinii. Un lucru foarte frumos. Sunt... Evident, a contribuit foarte mult la această chestiune caracterul lui Berthelot. Faptul că el așa era construit, a simțit nevoia să-și ducă misiunea până la capăt, a susținut cauza României deosebit de puternic și lucrul ăsta este poate chiar mai evident la a doua sa misiune, din 1918-1919, când intervențiile sale sunt realmente decisive în desfășurarea ostilităților pe frontul din Transilvania, în primul rând, dar și în general pentru poziția României. El era un om extrem de meticulos, de bine calculat, dar era în același timp un optimist. Un optimist incurabil. Unii, Averescu cel puțin, nu se sfiește să numească uneori acest optimism de inconștiență, deci nu știa ce face. Așa îi se pare că vede lucrurile. Era extrem de optimist și în instrucțiunile pe care el le dă ofițerilor săi la începutul 1917, când începe reorganizarea și îi răspândește la toate unitățile, dincolo de chestii foarte practice, de imagine, cum am spune astăzi, le spune ofițerilor să nu meargă cu automobilul, să meargă pe jos, cu trupa, să fie alături de ei și subliniază că trebuie să fie totdeauna optimiști și să insufle acestor trupe încrederea. Deci avea o credință deosebită în acest lucru și acest lucru s-a dovedit, ne-a ajutat în mod deosebit. Ne-a ajutat în mod deosebit nu numai trupa, nu numai ostașii, dar și la nivelul conducerii, inclusiv la regele Ferdinand și la regina Maria. Regina Maria, probabil cel mai bun partener și cea mai ardentă susținătoare a cauzei și acestei atitudini optimiste față de desfășurarea războiului în pofida situației pe teren. Am fost de două ori la pământ, și în 1916 la sfârșit și în 1917 la sfârșit, cu tot ce a urmat, armistițiul la Focșani și, mă rog, pacea de la București. Așa că este important. Dacă el a fost hotărâtor pentru ce s-a întâmplat, pentru victoria în final, nu? Înscrierea România alături de partea victorioasă în război, sigur că a fost hotărâtor, dar în aceeași măsură în care a fost și Brătianu cu abilitatea lui, Ferdinand cu loialitatea, regina Maria cu ardoarea și mai ales sacrificiul extrem, sacrificiul trupelor române și al românilor în general. În această călătorie prin Transilvania, imediat după Marea Unire, generalul se oprește în gară la Alba Iulia la 1 ianuarie 1919. Este primit de o mulțime de soldați, ofițeri, preoți, poporul din Munții Apuseni. Generalul o sărută pe frunte pe țăranca Elisaveta Todorescu din Feneș, zicându-i: "Să duci, bunico, sărutul meu femeilor din munți. Sunt fericit că pot saluta femeile române care au învățat pe copiii lor dragostea de neam și legi. Și voi ați lucrat la înființarea României mari." Gara toată e împodobită cu brazi, de pe acoperiș fluture maestos steagurile românești și franceze. În fața gării, un banderin de călăreți din Galțiu cu căciul de doroban și încinși cu brie tricolore. Generalul Berthelot se duce în mijlocul mulțimii. "De unde sunteți?" întreabă, admirând frumosul port românesc. "Din Galțiu", este răspunsul unui tânăr. "De acum să știți că faceți parte din România Mare." Merge apoi la Moții de pe Valea Ampoiului. "Ați venit aici ca la o sărbătoare." "Doar asta e sărbătoarea pentru noi", răspunde un moșneac din mulțime. "Și Dumnezeu ține cu noi, uite ce soare frumos lucește", zice un altul. "Să știți că nu numai pe cer strălucește frumos soarele, ci mai frumos străluce în inimile voastre." Acesta e răspunsul lui Berthelot. "Așa e, domnule Ghinărar, Dumnezeu să te trăiască la mulți ani." La 2 ianuarie 1931, aflat la Paris, Berthelot se îmbolnăvește. Răni din război, îi se amputează o parte dintr-un picior. Veștile ajung în țară. Întreaga Românie privea atunci înspre Paris. La 28 ianuarie nu a mai putut face față infecției generalizate. A fost îngropat pe domeniul familial la Nord-Vieux. Toate ziarele românești au publicat articole comemorative. Ziarul Viitorul scria: "L-am iubit mult, l-am venerat, a fost al Franței, dar și al nostru. Icoana lui va rămâne neuitată în cronicile românismului atât timp cât amintirea lui va trece din generație în generație ca o moștenire de glorie a națiunii."